Haideți toată lumea. Boba n-a mi-o stradă spre Hala Traian. De la Fuijor până în Piața Vitan. Cu mielul, spre exemplu, am dus la redacție și i-am arătat domnului Păunescu ce rămâne mielule, doar codița domnului, așa era. A fost un pic de scandal, de ceartă, ce rămâne mielule, acest cântec, domnule, și așa a rămas. Cinte taie mielule, cinte taie mielule, măcelarul domnule, măcelarul domnule. Cei de pe stradă din copilărie i-au spus Mirciocu. Și de aici a rezultat de aici, Ciocu. Da, da. Vi-l prezint pe domnul corifeu Mircea Vintilă. Să nu spui conifer. Ba de Ioane m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Domnul Vintilă, în urmă cu 20 de ani ați făcut o piesă. El nu e terminat, n-are de unde fi. Dar uite, mă gândesc și dacă e, îl fac și... Și a fost după 90 a fost continuat și făcut. Îmi place că marșa ta de noapte, dar mai ales vreau să-ți dau de știre, să-mi o lași ca amire. Liceul Lazar, unde ai studiat, e gard în gard cu Cismigiu. De câte ori ai sărit în Cismigiu, sincer? O dată. Că-ți spunem cine te-a mai furtat prin nor, și spunem cine te-a mai visat în culor, și știi tu cine de toate a uitat. Cum sună imnul Progresul? Venim din dealul Spirii și până în Staicovici, seniori ai muncii, juniori, pitici, să înălțăm progresul unul pentru toți, toți fiind pentru unul, că singur nu poți. Genial! Jack Buck, iată una de mare clasă, Jack Buck, însă foarte periculoasă. Dragul meu, da. Te rog, spune-le tuturor cum se numea ginul din Covasna. Covagin. Hai de capul. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Pășeam atent, pășeam atent, pășeam atent să nu mă sfat. Tu ce sporturi ai făcut? Am făcut și atletism. Doamne și domnilor, urmează acum 450 de metri garduri, Mircea Vintilă. Nu, la garduri. Când eram flăcău la mama, hai ce ploaie și ce vânt. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și mâine seară.